Da, campania electorală la primăria municipiului București, la faza pe dosare, doamnelor și domnilor. Avem 9 candidați acceptați, vreo 2 respinși de birou, dar nu despre asta e vorba, ci despre Cristian Popescu Piedone, care a dispărut, spun unii, care este în vacanță, conform declarațiilor domniei sale. În schimb, a apărut o informație conform care a mai apărut o plângere penală la adresa domnului Piedone, o plângere penală care are legătură cu 2 firme care ar fi câștigat de la Direcția pentru Protecția Copilului Sector 5, numai mai puțin de 1 milion de lei. Consilierul local USR, Alexandru Dimitriu, este cu noi prin telefon. Bună ziua, domnule Dimitriu! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Despre ce este vorba în plângerea aceea penală, dacă știți și poate ne și explicați? Da, o știu, nu am formulat-o eu, dar am aflat despre depunere și m-am interesat. E vorba despre 1.100.000 de euro de lei și vorbim în mod bizar despre 2 societăți comerciale care poartă numele nepotului domnului Piedone David, adică fiului celui care candidează acum la primăria sectorului 5 și alta care poartă numele de Dominic, care este fiul nepotului Cârlogea. Ok, hai să spunem că este o nimereală și pur și simplu e o coincidență, însă dacă ne uităm pe achiziții care au început brusc să fie primite de aceste 2 societăți exact când a intrat domnul Piedone în mandat, vom observa, de exemplu, că pe anul 2021, această firmă, dintr-un total de 2,4 milioane de lei, cifră de afaceri, 2 milioane de lei a avut cifră de afaceri cu 10 SPC sector 5, adică 83%. E cel puțin bizar să ai o astfel de cifră de afaceri doar cu un furnizor. Dacă e să ne gândim la cealaltă societate și ea a avut 60% din venituri, tot cu primăria sectorului 5. Și mai bizar, și aici chiar de fapt nu mai putem vorbi de coincidențe după părerea mea, firma care a pus grilaje la complexul Cireșarii 2, de exemplu, a câștigat o astfel de licitație de la DGSPC, iar montarea acestor grilaje s-a făcut concomitent cu momentul în care domnul viceprimar al domnului Piedone, Nicolae, și-a schimbat și el gardul de lemn, tot din fontă pare a fi din poze. Da, domnul Dimitriu, am înțeles. Cel mai bizar lucru în toată această poveste nu este această plângere la DNA pe o posibilă chestie, ci timingul pentru această plângere, dacă faptele s-au petrecut conform plângerii în 2022, deci a fost nevoie să fie făcută plângerea în 2024. Întrebare care rămâne retorică. Trebuie să iau publicitate, domnule Dimitriu, îmi cer iertare. E ca trenul japonez publicitatea asta. Ne revedem în câteva minute.